În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne, vrem să ne așezi pe unul de-a stânga și pe altul de-a dreapta când vei veni în împărăția Ta. Iubiți credincioși, iată că cu cât ne apropiem de praznicul cel mare al Învierii Domnului, ispitele sunt din ce în ce mai mari. Noi care am trecut prin fiecare duminică, prin post, până acum prin Duminica Crucii, prin tot ceea ce a urmat, iată că ne apropiem acum de intrarea în Ierusalim, care se va întâmpla duminica viitoare. Și în duminica aceasta a cincea din post, Sfinții Părinți au rânduit a ne da, așa să spunem, fără niciun menajament, lovitura de grație. Și anume, se spune că Mântuitorul se apropia de Ierusalim și le spunea ucenicilor ce-l așteaptă și ce-i așteaptă. Cum că Fiul omului va fi dat în mâna oamenilor păcătoși, aceia îl vor bat jocorii, îl vor răstigni și vor omorâ, dar a treia zi va învia. Și în acel moment s-au desprins doi dintre ucenici, Iacov și Ioan, fiii lui Zevedeu, pe care Sfântul Evanghelist îi numește Boanerghes, adică fiii tunetului, cum am tradus și acum pentru frații noștri psihologi, caractere colerice, s-au apropiat și au spus: Doamne, vrem să ne faci ceva. Și Mântuitorul s-a executat. Ce vreți să vă fac? Și eu răspuns așa, probabil cu nonșalanță, pentru că de-abia după ce au auzit, ceilalți au rămas, pe românește, ca la medic. Au spus: vrem să ne faci să stăm unul de-a stânga și altul de-a dreapta când vei veni într-o împărăția Ta. Și atunci Mântuitorul a zis: puteți să beți paharul pe care eu îl beau? Puteți să vă botezați cu botezul cu care mă botez eu? Și au spus: da. Zice: adevărat vă spun vouă, cu paharul, cu botezul care mă botez eu și cu paharul, și din paharul din care beau eu, veți bea. Dar a sta de-a stânga și de-a dreapta mea nu este dat decât celor cărora li s-a făgăduit, care sunt rânduiți pentru aceasta. Și imediat s-au înfuriat ceilalți 10 ucenici, care au început să se certe. Păi de ce cer ăștia doi când puteam să cerem și noi? De parcă ei primiseră ceva. Și atunci Mântuitorul a spus: știți foarte bine că mai mari popoarelor le astupresc și le stăpânesc, dar între voi să nu fie așa. Și cel care vrea să fie mai marele vostru să fie slujitorul tuturor. Iubiți credincioși, este foarte greu ca în lumea de astăzi să vorbim despre care ne este locul și cum să facem să ostoim această dorință de a lua locul celuilalt. Această cerere a fiilor lui Zevedeu, pe care Sfântul Evanghelist Marcu o prezintă așa cum a prezentat-o eu, dar Sfântul Evanghelist Matei o îndulcește puțin, spune că mama fiilor lui Iacov și Ioan, soția lui Zevedeu, ar fi venit și ar fi cerut pentru copiii ei aceste poziții. Nu vreau să intru în amănunte, să vorbesc despre soacra cu două nurori sau în potență cu două nurori, mama de doi băieți și așa mai departe. Nu, asta e pentru data viitoare. De când v-am lansat așa, pe românește v-am băgat mortul în casă. Dar vreau să vă spun altceva. Care este relația noastră cu noi înșine? Și pentru a înțelege că în lumea aceasta a luat locul celuilalt, pentru că până la urmă aici e vorba de substituire de persoană. Era un rol dat cuiva și alți doi au venit să îi înlocuiască. A, veți spune, bine, dar poate că ei nu știau că sunt alții. Să spunem așa, au circumstanțe atenuante. Și totuși au venit să ceară locul care nu era al lor. Ca să înțelegeți mai bine, vreau să vă spun ceva. Un președinte de stat este trezit de un telefon la ora 3 noaptea. Nu spun dimineață, pentru că dacă aș fi spus dimineață, 3 dimineață, ar fi fost altceva.
Trei noaptea este în capul meu, ca să mă destăinui, este pentru cel care doarme de la ora 12 spre 5 dimineața. Trei dimineața este pentru cel care n-a ajuns acasă până la 5 dimineața. Să ne înțelegem clar. Deci omul dormea, adică era deranjat. Și a răspuns la telefon și o voce foarte, foarte mieroasă a zis: domn președinte, nu vă supărați, a murit un ministru. Zice, și pentru asta trebuia să mă trezești la ora 3 de noapte? Zice, păi știți, eu aș vrea să iau locul. A, zice, bine, să se facă dimineață și aranjezi-o cu groparii. Aici este marea problemă. Dacă vrem să stăm de-a stânga sau de-a dreapta, dacă vrem să stăm pe scaunul unei primării, trebuie să știm cui luăm locul. Și vei spune, da, dar m-a propus electoratul. Nu, să nu credeți că intru în tărâțe, nu, că știu ce mă așteaptă. Răspund și la întrebarea aceasta. Că te-a propulsat cineva sau că ți-a venit rândul sau că vezi, Doamne, erai acolo, n-are cine. N-are cine, Doamne, dacă n-are cine, nu mai e gospodari pe lumea asta, nu mai e gospodari. Se spune că un mare, mare dregător se dădea bine pe lângă președinte. Și acesta a văzut că se gudură pe lângă el, că vroia să-i ceară ceva și a spus, băi, vină încoace. Eu bănuiesc că vrei ceva, zi-mi așa pe român, care-i treaba, ce vrei? Păi știți că aș vrea să mă puneți prim-ministru. Este parcă o fixație acum. Și zice, uite care e problema. Mă gândesc de mult, de când te văd eu că te frămânți, mi-am dat seama că îmi cer ceva. Să spun așa, între patru ochi, nu pot să-ți dau această funcție. Și nu mă întreba de ce. Dar îți dau voie să spui prietenilor și cunoscuților că ți-am oferit această slujbă și m-ai refuzat. Așa se poate ieși, fraților, din marile încurcături. Să revenim acum la stânga și la dreapta noastră. De ce credeți că fiii lui Zevedeu sau mama lor, parcă văd așa mama de doi băieți și de ziua de astăzi, când se duce la fosta tovarășă învățătoare, actuală tovarășă învățătoare, să-i spune, știți, eu vreau pe ai mei să-i puneți în prima bancă. Ăsta e primul pas. Când o să ajungă vârsta de 23 de ani și pot să fie aleși, imediat vor să fie aceiași doi de-a stânga și de-a dreapta. Eventual să nu mai fie nimeni între ei, dar ei să fie de-a stânga și de-a dreapta. E bine, de ce credeți că vroia acest lucru? Pentru că Mântuitorul deja vorbea despre o altă împărăție, fraților. Vorbea când spunea că va fi dat în mâinile oamenilor păcătoși și va fi omorât, va fi răstignit, dar a treia zi va învia, începea să vorbească despre împărăția lui Dumnezeu. Ei, dar haideți puțin să vă spun cum înțelegem noi împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu, vreau să vă spun că nu am pretenția să mă înțelegeți, pentru că nici eu însumi nu prea m-am înțeles. Dar vreau să vă spun ceva. De o săptămână, de când am aflat că voi sluji în fața dumneavoastră de unul singur, nu mai dorm. Nu mai dorm. Și m-am gândit așa, băi, fraților, nu sufăr de insomnie. Dorm în orice poziție. La seminar dormeam cu capul pe bancă. Acum nu mai pot, că nu mai permite structura mea, care nu mai dă voie să stau așa la 90 de grade. Deci asta nu este. Deci nu din cauza insomniei. Dar din ce cauză, fraților? Vă spun clar. Din cauza bucuriei. Din cauza bucuriei. Auzi, ce nebun sunt. Dar vă spun ca să-mi treacă. Puterea pe care am simțit-o eu și mai mult, gândindu-mă că și duminica viitoare o să am nebunia să vă invit să facem un pelerinaj la Eforie și să slujești și acolo în fața dumneavoastră, deja mi-a dat o putere și a zis așa. Ce nebun sunt eu de nu mă gândesc la diabetul meu, nu mă gândesc că n-am dormit la prânz în ultima săptămână deloc și totuși am putere mai mare, că azi noapte m-a apucat ora 2 și pur și simplu fierbeam și nu știam cum să vă spun eu cum e cu împărăția cerurilor.
ci ce a venit peste capul meu, să slujesc în fața dumneavoastră. Și atunci mi-am adus aminte de un împărat foarte înțelept și care era înconjurat de oameni foarte bine intenționați, unii îl păzeau, alții îl răsfățau. Fiind vară, plimbau niște frunze de palmier, îi făceau răcoare. El se simțea așa de bine și de răsfățat încât l-a luat somnul. L-a luat somnul și dormind, îndată a visat că este atacat, că este legat fedeleș și este dus să fie torturat. În momentul în care a ajuns la camera de tortură, s-a trezit. S-a trezit puțin buimac, dar când s-a uitat în stânga și în dreapta, a simțit din nou ventilația aceasta, nu de aer condiționat, ci de palmier, și s-a culcat la loc, gândindu-se că sunt străjeri pe afară, s-a culcat liniștit. Dar din nou același vis, cum că este atacat, cum e luat mai departe. Și așa de 3 ori. Și atunci omul s-a trezit și a chemat toți înțelepții și i-a întrebat ce este cu aceasta, ce poate să însemne acest lucru pe care el l-a visat. Și înțelepții au început să-i spună cum e, cum nu e, cu realitatea, cu somnul și mai... Nu l-au lămurit. După ani de zile de cercetări, acum eu cred că pentru mine nu o să dureze chiar așa mult, dar aș vrea să dureze. După ani de zile au chemat un înțelept adus de departe, de departe, dar era săracul atât de strâmb și atât de hidos, încât împăratul când l-a văzut n-a vrut să stea de vorbă cu el. După care au spus toți, dar ăsta e cel mai înțelept, bă, dar nu vedeți cum arată, bă, ce strâmbăciune de om, așa se născuse săracul. Și l-a întrebat, măi omule, cum vrei să stau eu de vorbă cu tine, să mă înveți tu înțelepciunea, când înțelepții ăștia ai mei, înalți și frumoși, care știu toată înțelepciunea de secole, tu ești mai deștept ca ei? Zice, luminăția ta, eu am fost obișnuit de mic să mi se închidă toate ușile în nas, să n-am acces pe nicăieri, toată lumea să mă refuze. Și atunci m-am dus către înțelepciune și către o altă lume, să înțeleg altfel viața. Și zice, bine, și atunci ce ai de spus? Păi am de spus următoarele, ia gândește-te bine, luminăția ta, când închizi ochii și începi să visezi, lumea celor 5 simțuri, lumea reală, mai există? Nu mai există, că cea a visului este a ievea. Bun, și când te trezești, în lumea celor 5 simțuri, lumea visului mai există? Zice, nu, că tot ce văd pe lângă mine este real. Zice, și atunci, care este lumea reală? Și luminăția sa, înțeleptul rege, a zis, care este? Niciuna. Păi și atunci cum facem? Zice, există o a treia cale, pe aceea să o căutați. Bineînțeles că nu i-a ajuns viața să mai caute. Problema este următoarea. Înțeleptul nu caută să schimbe ceea ce vede, ci caută să schimbe perspectiva cu care privește anumite lucruri. De aceea Mântuitorul niciodată nu ne spune împărăția cerurilor este așa, unul stă la stânga și altul la dreapta. Nu, zice, asemănase-va împărăția cerurilor cu un om bogat, cu un om care a rădit țarina, cu un om care a sădit vie, cu 10 fecioare, 5 înțelepte și 5 nebune, asemănase-va cu ceva. Înseamnă că a treia cale este împărăția cerurilor. Tot ceea ce depășim în lumea aceasta este deja pregustare din împărăția cerurilor. Dacă ați depășit o neputință, sunteți deja în împărăția cerurilor. Dacă nu vă mai e somn, dar nu așa că n-ați luat pastilele, înseamnă că ați ajuns în împărăția cerurilor. Și apropo de pastile, un pacient săracu dormea profund și la miezul nopții vine asistenta. Păi, și l-a zgâlțâit vreo 5 minute. Și ăsta săracu zice, da, ce s-a întâmplat? Trezește-te, că am uitat să-ți dau pastile de somn. Aceasta este lumea. Trebuie să ne știm să ne raportăm exact la a treia cale. Nici ceea ce visăm
Și nici ceea ce vedem nu este realitatea, ci calea de mijloc. Nu privirea, ci cum privești face diferența. Ieri am avut o slujbă într-o casă în care am văzut o foarte frumoasă fotografie. Era un chip într-un lan de maci. Acum nu cred că era lan de maci, ci era un fel de fost lan de grâu, dar erau decât maci. Bă, o frumusețe, o frumusețe! Erau maci aia unul lângă altul și frumoși. Chipul așa radia a bucurie. Și pe dată m-am gândit, bă, dacă vede un agricultor adevărat, cred că începe să plângă. Să zică, ia uite bă, grâul meu. Eu am pus grâu și au ieșit maci. Asta este realitatea. A treia dimensiune care este? În primul rând, mă bucur de imaginea pe care o văd, dar nu pot să uit lacrima celui care sunt sigur că plânge că nu i-a ieșit grâu așa cum trebuie. Și partea de mijloc este să am compasiune și pentru cel necăjit, care ne-a lăsat pe noi să ne bucurăm de o imagine pe banii lui, practic. Iubiți credincioși, asta este împărăția cerurilor. Mântuitorul chiar ne spune, împărăția cerurilor este în voi. Împărăția lui Dumnezeu este în voi. Să nu căutăm în altă parte. Dar împărăția cerurilor este, așa cum am spus, lumea dintre somn și realitate. Nici dacă dormim prea mult, nu suntem împărăția lui Dumnezeu. Nici dacă visăm prea mult, așa cum se mai folosește un termen așa foarte liber, suntem zen, nici atunci n-am intrat în împărăția lui Dumnezeu, pentru că trebuie să fim cu picioarele pe pământ. Dar nici să fim cu picioarele prea în pământ, nu suntem în împărăția lui Dumnezeu, ci trebuie să găsim întotdeauna calea aceea de mijloc. Atunci când ești tentat să faci ceva, să te gândești din partea ailaltă ca să contrabalansezi lucrurile. Iubiți credincioși, este foarte delicat să poți să ții calea de mijloc. Dar calea de mijloc, să știți că este firescul omului. Firescul omului, când vă spun, este acela de a se deplasa. Că merge pe cale, că merge pe uscat sau prin aer, cu mașina, calea de mijloc este calea libertății. Vorbeam ieri unor copii și nu îi sfătuiam, pentru că, știți, nimeni nu ascultă un sfat. Le spuneam așa, cam despre ce gândesc eu despre viața lor. Și i-am rugat să nu se transforme viața lor într-un troleibuz. Bineînțeles că mi-am dat seama imediat că se cam uitau puțin cruciși, nu prinseseră epoca troleibuzului și le-am explicat cum e cu o mașină care are niște șine pe sus, nu tramvai. Și dacă vrea să o facă la stânga și la dreapta, trebuie să o facă numai și poate să o facă numai și numai dacă trece linia pe acolo. Dacă nu, nu. Și am spus, în acel troleibuz vă așează școala, vă așează părinții, vă așează bunicii și îți dă biletul și zice, tu cobor la următoarea sau la cap de linie. Calea de mijloc este să accepti să mergi pe jos decât să mergi în troleibuz. Calea împărăției este să alegi calea cea mai spinoasă, dar cea mai liberă. Nu acceptați să vă ducă alții unde vor ei. A, vă vor duce mai repede? Vă înșelați. Odată eram la Lisabona și am luat, cum se iau năzdrăvăniile astea de car ruș sau autobuzele care mergeau prin oraș. Și la un moment dat nu ne-am dat seama că dacă luăm într-o anumită direcție, vedem jumătatea bună a orașului, dacă luăm în partea cealaltă, vedem, în afară de faptul că ne mănâncă vreo 3 ore, vedem numai năzdrăvănii. Și de atunci mi-am propus să nu mai merg pe mâna altuia, pentru că am nimerit exact în partea în care n-aveam ce să vedem. Dar vieții oameni trebuia să-și facă și ei turul.
Am crezut că ne apropiem, că ne apropiem și până la urmă a durat prea mult. Iubiți credincioși, dacă nu avem curaj, n-am făcut nimic. Calea de mijloc, să știți că nu este o cale a celor care stau și așteaptă. Ce, păi da, nu, e mai comod. Una, nu mă plouă, doi, nici nu mă interesează pe unde merge autobuzul. Păi da, dar unde mai vezi bucuria și frumusețea? Știți până când ne învață înțelepții să ne bucurăm de adevărata priveliște? Până în ultima clipă. Se spune că odată unul dintre turiști a zbugit-o din grupul celor 20 pe care îi avea în grijă un ghid și a mers așa de repede, de bucurie că vede ceva frumos, până când era să cadă după o stâncă, într-o prăpastie, într-un hău de vreo 500 de metri. Și de spaimă a așteptat acolo să vină ghidul și a zis: domnule, nu te supăra pe mine, dar ce s-ar fi întâmplat dacă eu cădeam în prăpastia asta? Zice, dacă ați fi căzut în această prăpastie, ce mi-aș fi recomandat? V-aș fi recomandat să vă uitați spre dreapta, o priveliște extraordinară. Cine este eliberat de gânduri, cine poate să vadă în orice amănunt frumusețea căii de mijloc, acela poate să zică, da, m-am apropiat de starea de-a stânga sau de-a dreapta. Nu mă interesează. Să ne dea Bunul Dumnezeu ca în duminica aceasta, a cincea din post, să putem să depășim o cale sau alta, pentru că Hristos ne așteaptă în a treia dimensiune, în calea cea de mijloc, pentru că acolo nu este de-a stânga sau de-a dreapta. Suntem chiar pe centru. Hristos îi aștepta pe ucenici și pe apostoli să fie în locul lui și ei se mulțumeau cu puțin și de aia nu i-a lăsat. Așa să ne ajute Dumnezeu să nu ne lase nici pe noi.